ne apropiem, să aterizăm pe lu... What the fuck? Ce-a fost aia? A sosit momentul ca bătrânul Puf să-și îndeplinească visul din copilărie și să devină astronaut. Bineînțeles, ca să ajungem până în punctul în care să pot eu să devin astronaut, o să dureze un picuț, un picuț, fiindcă Galactic Craft-ul ăsta totuși... Galactic Craft-ul ăsta e destul de mare și destul de vast, ca să zicem așa. Până să ajungem să facem o rachetă de Tier 1, durează un picuț. Nu știu sigur dacă îmi trebuie neapărat blueprint-urile astea sau chestiile de genul ăsta pentru a face rachetele viitoare. Pentru asta văd că stăm destul de ok. Acum, ce mă gândesc eu este că o să am nevoie de un costum de astronaut și de oxigen sau ceva. Nu știu sigur care dintre ele ar fi. Văd că sunt câteva armuri pe aici, dar nu știu sigur care dintre ele ar fi costumul de astronaut. Probabil heavy duty, chestia asta, something. În timp ce celălalt Puf se ocupă de făcutul chestiilor din Galactic Craft, rachetelor și a costumelor de astronaut și așa mai departe, acest Puf o să vă prezinte un picuț ce am mai făcut pe livestream-ul de duminică. Ne-am pus și am automatizat niște chestii și am mai făcut câteva challenge-uri pe aici. Practic, ne-am ocupat un picuț de câteva challenge-uri de pe aici. Am făcut ăsta cu bedrock-ul. Am automatizat Picky Eater-ul ăsta și am făcut schemuțele astea din ciocolată și biscuiți stacați unul peste altul. O durat un picuț, sincer să fiu cu voi, ca să ajungem la chestia asta cu biscuiții, dar este foarte, foarte bună. Adică îți dă foarte multă saturație și îți dă 22 de copănele când o mănânci. Deci practic mănânci o chestie din asta și salut, nu mai ai nicio treabă cu mâncarea pentru o bucată bună de timp. O trebuie să trecem printr-o grămadă de procese ca să ajungem să facem ciocolata și să ajungem să facem marshmallows și alte chestii de genul ăla. Dacă ne uităm noi un picuț, avem aici, spre exemplu, un phytogenic insulator care face Coco Beans. Din coace avem un redstone furnace care le prăjește. După care avem un manufacturer care din astea face le macină, cum ar veni, și face ground cocoa nibs or something like that. Și de aici sunt trimise în două direcții. Odată sunt trimise în fluid extractorul ăsta care ne scoate cocoa butter și ne dă și cocoa solid, chestia asta. Pe asta putem să o folosim să m-am pierdut pe parcurs. Putem să o folosim ca și colorant. Asta trebuia să zic din prima. Și mai este trimisă în melterul ăsta care le topește practic și ne face lichior de ciocolată. După care salt mixerul ăsta le combină și face molten unsweetened chocolate. De acolo trebuie să le ducem, cred că, da, uite aici. Ciocolata împreună cu zahăr o să ne dea molten dark chocolate, adică ciocolată neagră. După care trebuia să băgăm aici lapte și ne dă ciocolată cu lapte. După care avem aici un ingot former care ne transformă ciocolata respectivă în tablete de ciocolată, cred că se spune. Cred că ceva de genul ăla, dacă bine mi-amintesc eu. Pe partea asta avem un manufacturer care face din grâu, ne face niște făină. După care sus într-un pressurizer făina aia este făcută în Graham crackers, adică în biscuiți Graham. Practic. Avem biscuiții și avem și ciocolata și aici avem un manufacturing în care puteam să băgăm pește sau carne de porc ca să ne facă gelatină. Gelatina respectivă trebuia trimisă într-un melter ca să o topiască, după care se ducea într-un salt mixer unde împreună cu apă se transforma în gelatină hidratată și de acolo se ducea aici, cred că în salt mixerul ăsta. Aici avem un melter care ne topește zahărul și ne face molten sugar, adică zahăr topit. Și gelatina respectivă se ducea în salt mixerul ăsta și împreună cu zahăr ne dădea liquid marshmallow, care se transformau în ingot formul ăsta într-un marshmallow normal. Și ăsta împreună cu crackers și împreună cu ciocolată ne dădea, bine, nu chiar chestiuța asta, dar aproape treaba asta de aici. Dacă dau un use pe marshmallow, vedem aici. Și practic
o bucățică de marshmallow, o bezea, împreună cu doi biscuiți și o ciocolată, ne dădea S-Mingot, nu știu ce e chestia asta, dar whatever. Ne dădea o gustărică dulce, după care trebuia să luăm iarăși o bezea, o ciocolată și două gustărele din astea ca să facem una mai mare, după care trebuia să luăm iarăși o bezea, o bucățică de ciocolată și două din astea ca să facem chestia asta pe care o mănânc eu în momentul de față. Nu trebuie să fac chiar așa de multe, trebuie să fac numai 100 de bucăți, ceea ce o mers destul de repede. După care în camera unde făceam noi răhățel, am modificat un pic lucrurile. Odată am tăiat toată căblăraia care era pe aici și am pus aici un exporter care să ne aducă sewage în mașinăria noastră dacă o să mai folosim vreodată. Aici avem energia și sus am schimbat iarăși un pic lucrurile. Am pus 5 phytoinsulatere care să facă cactus în continuu, să ne producă cactus. Sub ele niște sawmill-uri care să producă bio-something, chestia aia, nu mai știu cum îi spune, cum doamne spune, pulped biomass sau ceva de genul ăla. Și dacă ne uităm pe aici prin spate, avem acolo o chestiuță cu apă care să bage apă în ăsta, energie, din nou, nu mare lucru. Și toate chestiile astea se duc într-un sequencer fabricator care ne transformă din treaba aia în pulped bioblend, dacă bine țin eu minte, care intră în fluid transposerul ăsta, ce ne face cu sewage, ne face răhățel. Și avem aici un cache, în care în momentul de față avem 3000 și ceva de răhățel. La quest-ul ăsta am ajuns până la jumătate, deci am ajuns cam la jumătate. O să trebuiască să, cât o să mai duc eu pe planete în stânga și în dreapta, sper din tot sufletul că o să se strângă destul răhățel aici încât să am posibilitatea să termin quest-ul. Inginerii de la NASA au fost destul de drăguți încât să-mi aducă workbench-ul ăsta ca să pot să-mi fac treburile mai departe. Mi-am făcut un micuț setup aici într-o cameră. Deocamdată avem doar circuit fabricator-ul ăsta împreună cu electric compressor-ul. Și avem NASA Workbench-ul care să ne ajute să ne facem racheta. Am făcut deja câteva heavy duty plate-uri, nu sunt chiar așa de greu de făcut aparent, mai ales odată ce ai electric compresorul ăsta merge treaba destul de repede. Practic ne trebuie plate-uri de steel, plate-uri de aluminium și plate-uri de bronz, care ne dau heavy duty plate-urile astea și își fac treaba mai departe, socotelele noastre. Acum, înainte să facem noi racheta, aș vrea să fac eu chestia asta. Și din ce am văzut eu, nu chiar atât de greu de făcut. Practic, în teorie, ar trebui să avem cam toate lucrurile, da? Pentru a face oxigen concentrator-ul ăsta, sau cum doamne o spune. Nu știu sigur dacă mai avem nevoie de el la ceva, dar știu 100% că mi-l trebuie ca să pot să-mi fac... Unde, doamne, artă-mești? Use. Da, ca să pot să-mi fac chestia asta. A, uite, pot să mai fac încă niște chestii. Oxygen compressor, decompressor... collector, airlock frame, terraform, ok. Deci mai complex că electric craft-ul ăsta decât m-aș fi așteptat eu, sincer să fiu cu voi. Use. Ăsta vreau să-l fac prima dată și pentru asta trebuie să facem treaba asta. Uite așa. Și acum mai dăm un use din nou și facem chestiuța asta. Asta bănuiesc că o să fie ăsta, cred că o să fie aparatul, ups, nu. Hello? Ah, mi se pune aici aparatul ăsta. Ok, ok. Și aici pot să-mi pun alte câteva chestiuțe. Am înțeles. Doar că ăsta cred că o să trebuiască să fie umplut cu oxigen sau aici jos trebuie să am două tankuri care să fie umplute cu oxigen. Interesting. Nevertheless. Acum ce trebuie noi să facem este chestia următoare. Din ce am văzut eu pe workbench-ul ăsta, am doar tier 1 rocket-ul, deci ceea ce înseamnă că dacă vreau să mă duc pe alte planete, o să trebuiască să găsesc schematic de genul ăsta, nu? Da, tier 2 rocket, moon buggy, etc. sau tier 3 rocket-ul, automatic cargo rocket, astrominer și așa mai departe. Deci trebuie să găsesc chestiuțele respective, bănuiesc că pe alte planete. Acum, ca să facem noi racheta noastră, din ce am văzut eu aici, o să ne trebuiască rocket fins, 4 la număr, care din ce văd eu se construiesc ceva de genul ăsta. Deci ziceam că o să ne trebuiască 4. Mamă, cât de repede se duc chestiile astea, nu vine să cred.
4 chestiuțe de astea, o să ne trebuiască un engine care nu pare nici ăsta chiar așa de greu de făcut. Trebuie să facem un oxygen vent. There we have it. Și... bam. There we have it. Gata. Avem și Tier 1 Rocket Engine-ul și ne mai trebuie năsucul. Năsucul care se face dintr-o torță de asta și cu 3 din astea. Și acum dacă eu dau un click aici și pun nasul acolo, ăsta aici, astea 4 aici și ăsta îl umplem, avem racheta, dar ups, mi l-am aruncat înapoi, am crezut că păstrează inventarul. Prima și prima dată ce vreau să fac este să fac niște chesturi. Avem deja. Super. Perfect. Atunci, voi treceți acolo, tu treci acolo, tu acolo, tu acolo și voi acolo. Și avem Tier 1 Rocket-ul. Storage Space 54. Bam. Atât de simplu. What the heck? Bă, băiatule, bă. Nu cred așa ceva. Uite-te la mine. Sunt Hulk. Hulk Smash. Am descoperit până la urmă majoritatea mașinăriilor și chestiilor de care am nevoie pentru a putea să mă duc cel puțin pe lună, zic eu. Și mai exact aici aparent trebuie să vină căscuța asta, Oxygen Mask, care nu e chiar atât de greu de făcut dacă ne uităm noi aici. Pac, pac. Îmi trebuie o cască de fier, easy to make. Îmi trebuie niște de astea. Easy to make și astea. Bun. Avem oxygen mask-ul. Perfect. Excelent. Putem să-l scoatem de aici. Parașuta nu se face chiar așa de greu. Trebuie să facem niște canvas-uri. Și iar nu mai am bețe. Incredibil cum rămân fără bețe. Sticks, man. Sticks. Data trecută am dat să se crafteze o grămadă de sticks și în momentul de față nu mai avem iarăși. O să pun să se facă 1000. 2000, nu. 2000. 2000 de bețe. Bam. There we go. Să avem bețe căcălău acum. De câte am nevoie de 3. 1, 2 și 3. Perfect. Și acum asta se face destul de simplu. Avem și o parașută. Easily, peasily, dazily. Îl băgăm acolo. Frequency chestia asta. Trebuie să fac un basic treabă din aia. Ca să pot să fac chestia respectivă. Iar tankurile astea, heavy oxygen tank, aparent se face cu tin canister și cu chestia asta și cu Red Bull. Deci trebuie neapărat să fie Red Bull. Am? N-am. Dar lână am? Aia e întrebarea cea mai mare. Wool. Am 47 de bucăți de lână și cred că pot să fac eu treaba asta și să-i dau să mai crafteze încă un picuț de lână, just in case, aș zice eu. Și acum cu lână asta, dacă scriem, de fapt, nu știu dacă mai trebuie colorant sau pot să fac direct, sau cred că ăsta se transformă, da. Ăsta se transformă în colorant, așa, perfect. Facem asta, facem asta și bam, avem un stack de lână roșie în momentul de față pe care putem să folosim să le facem canisturile astea liniștiți. În mod normal o să-mi trebuiască două, dar eu o să vreau să fac mai multe pentru viitoare chestii. O să le pun acolo, uite așa, te putem scoate și pe tine acum de aici. Cred că pot să mai fac încă rocket launchpad-ul ăsta. De astea o să am nevoie. Din păcate, ca să zic așa, ca să pot să zbor cu racheta și îmi trebuie compressed iron. Well, iron, nu e chiar atât de greu de făcut. Luăm 64 bucăți de aici, le băgăm aici, uite așa. Bam, 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 ăsta începe să-și facă treaba. Perfect. Și acum, chestia este în felul următor. Trebuie să mai fac frequency module-ul ăsta. Din ce am văzut eu, pe lună există un fel de aliens. Adică niște sate în care sunt săteni din ăștia, numai caut altă textură și sătenii respectivi o să-mi dea trade cu chestiile astea, cu NASA, workbench, schematicurile astea, cred eu. Sau astea trebuie să le găsesc, nu mai știu, dar am văzut că pot să le iei și la trade. Acum, chestia este că trebuie să am neapărat frequency module-ul ăsta ca să pot să vorbesc cu oamenii de acolo. Și trebuie să facem un basic chestiuță de asta, ceea ce înseamnă că trebuie silicon, un diamant, niște redstone și un... Sau s-ar putea să am... Wait a minute, că s-ar putea să am dacă ne facem mai multe. Ok, dar nu mai am aluminium, alu-m. Ia-l-ai. Ha! Avem iron-ul, perfect. Putem să punem acum și aluminiumul. Și până ce...
putem să facem chestiuțele respective, ok. Astea ne trebuie doar 9. Din ce am înțeles, eu îmi trebuie doar 9 pentru că o să le pot pune pe jos ceva în genul ăsta. Bam. Și acum se creează chestia respectivă de acolo și dacă eu iau racheta și o pun acolo, o să am practic racheta plasată jos, o să intru în ea și pot să mă dau jos din ea. Tare, tare, tare. Cu space-ul launch, AD stânga-dreapta și up-down, F inventory, ok, am înțeles. Bun, perfect. Am înțeles ideea, domnule, am înțeles ideea. Și te putem scoate și pe tine de acolo și acum tot ce trebuie să mai facem este ăsta. Și în mod normal acum aș avea toate itemele pe care eu trebuie să le pun aici. Deci o să vină ăsta acolo, ăsta acolo, ăsta acolo și astea două acolo. Ca să am oxigen cum ar veni pentru... am o antenă pe cap, am două tuburi în spate, chestia aia pe față și o antenă pe cap. Și se mișcă antena, ești nebun? Odată ce am terminat cu șmecheriuțele astea pe care trebuia să mi le fac eu pentru mine, cum ar veni, adică oxygen mask-ul, oxygen gear-ul, frequency module-ul, parașuta și oxygen tank-urile, pot să-ți faci și altele, nu trebuie să fie neapărat heavy, poate să fie și astea light sau medium, dar astea heavy cred că țin mai mult oxigen decât ar ține celelalte. De fapt, 100% țin mai mult oxigen decât ar ține celelalte. I mean, what are we talking about? Acum, ce ar trebui să fac eu este chestia următoare. Ar trebui să mă ocup un picuț de oxygen collector, oxygen compressor și probabil de oxygen storage-ul ăsta de aici. Iar oxygen collector-ul ăsta, din ce am înțeles eu, colectează oxigen din frunze. Ceea ce înseamnă că... ori ar trebui să fac aici afară toată mașinăria respectivă, ori ar trebui să mă apuc eu să... Care tragi, mă? Nu ți-ar fi rușine. Ori ar trebui să mă pun eu să strâng niște frunze și să pun acolo în... cum îi spune, în mașinăria noastră. Cred că asta ar fi o idee mai bună decât să mă apuc să fac aici afară mașinăriile. Părerea mea. Așa că o să mă pun să strâng toate chestiile astea de aici, o să fac mașinăriile... După care o să revin în momentul în care o să mă pun să le configurez în așa fel încât să-mi fac rost de oxigen pentru călătoria mea sprâncenată. E, na, că am reușit să pun și astea aici. Am făcut oxygen collector-ul, am făcut oxygen compressor-ul și am făcut și oxygen storage module-ul. Astea trei, ăsta de aici strânge oxigenul, după cum putem și noi să vedem. Ăsta la alt ar trebui să îl comprime și să-l bage în tankurile astea pe care le avem noi aici. Iar ăsta de aici ar trebui să țină în el oxigen. Cam aia ar fi chestia. Ăsta de aici nu necesită energie, ceea ce e foarte fain. Din ce am văzut, toate aparaturile astea, toate mașinările din Galactic Craft sau whatever, au inputul de energie pe partea dreaptă, ceea ce e un picuț enervant. Am văzut că este posibilitatea să facem și un wrench, ăsta de aici. Și cu ăsta, în teorie, ar trebui să putem să... rotim chestii, în teorie, dar văd că la asta nu funcționează schema asta. Am pus-o un pic mai încolo, că mă enerva. La astea alte, în schimb, din ce văd eu, funcționează. Ok. Și cred că aș putea atunci să fac treaba asta, probabil. Tu acolo și tu acolo. Yes. Bun, perfect. Și atunci am și schema asta de wrench aici. Excelent, excelent. Acum tot ce trebuie să fac eu este să iau din Galactic Craft-ul ăsta niște cablu. De fapt nu trebuie cablu, nu trebuie ca și un fel de pipe. Uite ăsta de aici, fluid pipe, așa. P-I-P. Îmi trebuie chestiuțele astea ca să le pun, uite așa, să circule oxigenul prin toată șmecheria asta. There we go. Și acum dacă iau eu tankurile astea, dau de aici și le arunc aici, în mod normal, astea ar trebui să înceapă să se încarce, nu? Yes. Ăsta de aici l-am păcălit, i-am adus frunze și am pus o grămadă de frunze aici înăuntru, în așa fel încât ăsta să fie păcălit și să adune oxigen și pare că face o treabă destul de bună, sincer să fiu cu voi. Iar ăsta de aici, oxygen slot, place oxygen canister, aș putea să... ok, dar trebuie să pun una plină, am înțeles. Ok, da, să fie la output oare? O fi? N-o fi? Yep, ăla era output-ul. Ok, deci pe partea asta era output-ul, ăsta input-ul. Are culori diferite și eram eu chior.
Și oricum chior sunt un picuț când vine vorba de culori, but ăla cred că e roșu, nu? Și aici ar trebui să fie verde. Bravo, pufule! Color blindness-ul tău lovește din nou. Trecând mai departe, după cum ziceam, odată ce am terminat cu oxigenul, avem aici două chestiuțe mici. Unul se numește refinery, adică rafinărie, și practic refinery will take an input of oil and energy and output fuel used for rockets and vehicles. Deci practic ăsta o să fie o rafinărie. Bagi în ea ulei și îți transformă uleiul respectiv în combustibil pentru racheta noastră. Și aici avem un fuel loader care practic bagă fuelul în racheta noastră. Astea două trebuie construite, după cum putem și noi să vedem. Și o să trebuiască neapărat copper canister, din ce văd eu la astea. De fapt, de ce mă chinui? Fă direct un stack, avem cupru, avem de toate. Și ne trebuie un furnal pentru schema asta. Bam. Easy to make. Nu-i foarte greu. Și aici compressed copper împreună cu compressed tin. N-avem compressed copper. Și nu mai avem basic wafer. Ok. Asta e ușor de făcut. Partea bună este că am găsit o tonă de, nu știu dacă e termenul corect, dar partea bună este că am găsit o tonă de ulei sau, cum îi spune, petrol? Cred că petrol s-ar spune mai bine, nu? Zice aici că e oil, dar cred că petrol s-ar numi mai degrabă decât ulei. Pe fundul oceanului, și aia e partea nasoală, că e pe fundul oceanului, și aparent în momentul în care o să scot toată chestia asta de aici, o să intre apa și o să se vadă beznă totală și completă și noi nu o să mai vedem absolut nimica. Dar n-o să mă las până când nu îmi umplu rezervorul ăsta de aici. Am adunat cât de mult petrol am putut eu și am venit cu el înapoi aici, așa cum cred că este timpul să-l parcăm aici. Și în teorie, trebuie să fie asta invers, pusă pe empty, oare, ca să se golească aici, sau trebuie să dăm click dreapta cu ea? Pac, punem ăsta aici? Ceva nu e ok. Nu înțeleg de ce nu își trage chestia asta. Trebuie cumva oare să-i dăm tot așa un input pe undeva și un output pe altundeva. În cazul ăsta, cred că ar trebui să mutăm noi treaba asta un picuț mai câș, mai încoace, că aici s-ar putea să fie input-ul, ceea ce înseamnă că tu o să vii din nou acolo, tu o să vii cel mai probabil aici și o să facem treaba asta și scriem aici FLUID. În teorie ar trebui să putem să luăm un fluid duct de genul ăsta și să facem treaba asta. Aha, exact. Și acum se umple rafineria noastră de petrol și în momentul în care noi îi dăm drumul, ea ar trebui în mod normal să facă treabă în partea asta la altă, nu? Adică dacă îi dăm refine, da, uite, avem fuel în partea asta. Excelent, excelent. Avem insula noastră privată proprie aici unde să ne punem rachetuța ca să zburăm pe lună. Ia ceapa voastră astăzi. Voi sunteți pașnici ziua. Măcar atâta. Măcar voi, frații mei. Măcar voi. O să parcăm asta. De fapt, prima dată vreau așa. Punem launchpad undeva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Punem racheta aici. Perfect. Și acum o să trebuiască să punem eventual chestia asta cu fuel-ul. Nu știu. Probabil că aici. Dar cred că o să fie invers. Băiatul nostru, adică așa, da, cred că ceva de genul ăla, bun, perfect, nu știu dacă îți trebuie energie și ție, da, îi trebuie energie, numai de tine n-avem nevoie acum, sincer, să-mi explodez racheta, cum să nu, tot scriperul vieții, ia bătaie, să mor tu că l-am băgat în rachetă, frate. Îl trimit pe lună, man. Îl trimit pe lună. Nu veni și tu să-mi intri în rachetă. Pleacă de aici. Pleacă urât iar lumea. Oh, god damn it. Ce mi-aș fi dorit? O chestie care să dea mai mult damage. O armă, am vrut să zic, da. O chestie, o armă, tot aia e. Bueno, și acum noi o să punem... cred că totuși ăsta e inputul de energie. Nu știu de ce am așa o vagă impresie. Sau nici măcar nu trebuie să punem chestia asta pe jos, că o să putem să punem bateria aici.
nu? Și în teorie bateria să-i dea energie. Pac. Yep, ăsta e output-ul. Deci asta de aici aș primea și de energie, băiatul nostru. Și fuel-ul atunci, cum trebuie noi să-l băgăm? Sau trebuie să te punem așa? Oare? Și inventory suntem, vai așa mari de curul nostru. Probabil pe aici o să băgăm noi fuel-ul și probabil că ăsta alimentează direct. Nu cred că mai are nevoie de niciun output sau are ceva... Ups. Are ceva de desubt? Unde aș putea să te pun ca să văd ce-i sub tine? Aici abonesc. Vine încoace. Pam, pam. Nu, n-are nimica de desubt. Ok. Păi atunci, bănuiesc că de aici o să-și ia energie, de acolo și ia energie, din partea asta la altă bănuiesc că o să băgăm noi fuel-ul și cred că tot o să fie în regulă. Dar asta după ce se mai face niște fuel. M-am întins puțin cu trei rafinării să facem treburile o leacă, o leacă mai rapide. Mi se părea că una singură nu prea face față și așa am reușit să facem 36 de găleți de fuel. Nu știu sigur să fiu cu voi cât de mult o să-mi ajungă astea 36 de găleți. Cred că... Nu vă mișcați și voi un pic mai repede să pot să iau asta? Hai, hai, vă rog, haide, haide. 36, hai să fie 37 și după aia plec. Atâta vreau. Bun, perfect. Am luat asta cu mine. Ia să vedem acum cum bă fuel-ul ăsta în rachetă, două. Asta este o întrebare destul de bunicică. Cred că asta în mod normal ar trebui să fie input-ul, I suppose. Nu 100% sigur, dar hai să luăm un fluid. Un fluid duct. Care ar trebui să fie pe aici, pe undeva. There we go. Și să-l punem acolo și să punem ăsta aici și să-i dăm... Oh. Da, ok, funcționează. În momentul de față, avem fuel aici și întrebarea mea este... Ok, și îl bagă direct în treaba asta. Bun, deci nu trebuie să stau eu să fac ceva chestii pe aici, nu trebuie să am vreo, I don't know, cum îi spune, uite cum e pe limbă. Nu trebuie să am eu vreo... De ce mi l-a pus aici? Sunt distras în continuu. Nu trebuie să am eu vreun pipe sau ceva tras până aici, practic trebuie să fie numai lipită de chestia asta și aparent bagă fuel fără nicio problemă. Ia să vedem, ești plin? Ești plin. Racheta noastră în momentul de față, doamnelor și domnilor, este plină. Nu! Nu! Stop! Fuck! Da, ce ai făcut, vericule? Apuc să mai... Apuc să intru în rachetă. We have lift up, boys. Lift up. Lift off. Plecăm, părăsim pământul. Ne ducem departe pe Marte. De fapt, mergem pe Lună, dar ei. Mamă, cât de tare că am reușit să-mi sparg chestia aia. Aruncă și tu sandul ăsta. Doamne, ajută-l. Uită-te pământul cum se vede. Ce tare. N-am părăsit niciodată pământul cu o rachetă. E prima dată în viața mea când fac acest lucru pe Minecraft. Deci pot să zic că sunt puțin entuziasmat. Am aici tot ce-mi trebuie. Am toate chestiile, da, am oxigen, am chestiile alea. E perfect. Excelent. Excelent. Uai, foc, uite unii mă duc, băi, băiatul, uite cât de mic se vede pământul. Așa, oh, never mind, am ajuns practic în spațiu, în momentul de față. Și cred că pot să ajung, ce avem aici, Sol, Milky Way, ok, Venus, Mercur, ăsta e Overworld-ul. Jupiter, chestii, socoteli. Băi, dar Luna, unde, mă? Neptun, mamă, pot să ajung și pe Neptun? Are you crazy? Deci ăsta-i soarele. Ăsta de aici-i soarele. Pot să dau zoom in. Mă interesează Luna, frate. Deci mă interesează Pământul.
Și luna, unde-i luna? A, uite luna, moon. Ok. Up. Moon. Și, a, îi dau lunch. Ok. Ok, ok, ok. Prepare for entry. E... altceva aș vrea să zic, să vă spun. Da, da. Ne apropiem să aterizăm pe lu... What the fuck? Ce-a fost aia? Trebuia să apăs ceva? Trebuia literalmente să apăs ceva și n-am apăsat? Și am explodat? După ce am analizat puțin filmarea, mi-am dat seama că scria mare și clar pe ecran Warning. Țineți spațiu apăsat pentru a descende, sau cred că așa se zice, pentru a coborâ, ca să folosim un cuvânt normal, încet și pentru a nu exploda. N-am observat chestia respectivă. A dat noroc că aveam, cum zice, pe chestia asta Soulbound 3 și atunci și pe asta, Doamne, îți mulțumesc, deci bine că aveam Soulbound 3, Soulbound 2 pe Coin of Light, dar wow, extraordinar. Și aveam Soulbound 3 pe wireless crafting grid-ul ăsta, pe livestream am pus undeva pe afară niște chestii din Refine Storage ca să pot să folosesc wireless crafting grid-ul în afara cuburilor mele. Și atunci am putut să craftez din nou toate șmecheriile astea și să ne facem încă o rachetă cu care să decolăm. A doua oară, a doua freaking oară pe ziua de astăzi, să ne luăm zborul și să decolăm spre lună. Nu știu sigur dacă o să mă dea în același loc, probabil că e diferit, dar măcar știu că am posibilitatea să folosesc o comandă ca să văd unde am murit data trecută sau cred că pot cumva să văd, cred că am un buton de pe care pot să văd unde am murit data trecută, nu mai țin minte 100%, dar mai mult ca sigur ar trebui să am chestia respectivă și atunci să mă duc direct la coordonatele respective. Mai am ceva tankuri de oxigen aici, OX, da, mai avem încă 6 tankuri de oxigen aici, ar trebui să mă țină chestiile respective până când ajung înapoi la itemele mele și să mi le recuperez. Mă gândesc, eu sper din tot sufletul, Doamne, de ce n-am văzut că trebuie să apăs pe spațiu, man, incredibil așa ceva, dar acum nu-i nicio problemă că zburăm a doua oară cu racheta. Na bun, am ajuns din nou unde trebuia să ajungem prima dată, da, Discord te aud. Trebuie să apăs aici click pe asta și trebuie să-i dăm launch din nou. Cred cu treabă bună ar trebui să... Ia uite, zice hold space în puii mei. E căpcăun. Prepare for landing, my friends. Un pas mic pentru omenire. Dita mai pasul pentru puf. Să vedem acum dacă... găsim noi și locul unde sparanghelul măsii am explodat. Ah, Dumnezeule mare Iisuse Hristoase, undeva aici ar trebui să am, da, ar trebui să am restul de chestii, adică racheta ca să pot să zbor înapoi de pe lună, perfect. Și acum cum văd eu death point-ul meu? Cred că prin setări pe undeva ar trebui să-mi arate un buton pe care, nu ăsta, sigur nu ăsta. O, P, I, nu, U, U, uite, U era, O, și aici mi-arată itemele, numai că nu pot să le iau, ok, deci U, îmi arată că am murit la 3940 cu minus 754, 3900, the fuck, schelet spațial, man, și nebun la cap. Deci ar trebui să mă duc cumva în partea aia și în dreapta. Ai de pui mei cât de departe îi, dar măcar pot să... stai că eu pot să zbor. Am uitat că pot să zbor, nu pot să cred cât de căpcăun sunt astăzi, nu știu ce se întâmplă cu mine. Uai, dar măcar pot să zbor și acum mă duc și îmi recuperez itemele. Boys, victorie! Victorie am spus. Victorie am spus, victorie să fie... am ajuns la locul cu pricina și mi-a recuperat toate itemele. Bravo, boss! Bine, mă, bine, mă, bine, mă, gicule, mă, bravo! Ce băiat minunat!
Am ajuns și mi-a recuperat freaking toate itemele. Aleluia, ale freaking luia. Îmi și spune acolo cât oxigen mai am, ceea ce e bine. Wireless transmitter out of range. Ok, asta s-ar putea să fie o micuță problemă dacă suntem out of range. Dar ce vreau eu să fac în momentul de față este să testez o chestie. Vreau să văd dacă și cu parcă se plimbeau pe barcă, dar unde mi-s restul de iteme? Like, unde mi compact mașinul? Hello? Nu trebuia să am eu un compact mașin la mine în inventar? A, uite, sunt orb. Sunt orb de-a binelea. Vreau să văd dacă pot să pun ăsta pe jos aici. Și dacă pot să pun ăsta pe jos aici, dacă am posibilitatea să intru în interiorul lui. Yes. Am posibilitatea să intru în interiorul lui. Acum că am învățat că putem să folosim compact mașinurile pe lună, ceea ce e destul de drăguț din punctul meu de vedere, am luat un network transmitter. Exact chestia asta am făcut-o și în Overworld. Am luat network transmitterul ăsta, am făcut un network card și afară din chestiuța asta noastră am pus, bine, nu în satul ăsta pe care l-am găsit în momentul de față, ci într-un alt sat, am pus un network receiver și în momentul de față pot să folosesc chestiuța asta de crafting grid și în afara compact mașinurilor mele. Practic în compact mașinul ăsta e ca și cum ai fi într-o altă dimensiune sau ceva de genul ăla. Pe lună trebuie să găsim trei chestii, dău. Una dintre ele am găsit-o. Și cred că am mai găsit încă una dintre ele din greșeală mai înainte. Practic trebuia să găsim satul ăsta ca să găsim villageri cu care să facem trade-uri, să putem să obținem planul pentru racheta de tier 2. Ia, tu ne dai mai ieftin un picuț, oare? Nu, tu ne ceri 5. O să trebuiască să mai găsesc niște lunar sapphire din astea, pentru că avem posibilitatea să găsim NASA workbench schematic-ul ăsta și să facem trade cu gușterii ăștia să ne dea un tier 2 rocket. Dar ca să facem treaba respectivă, well, trebuie să ne batem cu un boss. Și acolo intervine a doua chestie pe care trebuie să o găsim pe lună. Ia să mănânc eu un răhățel din ăsta ca să pot să văd noaptea. Răhățelul ăsta ne dă night vision. Pentru câteva secundele, mă scuzați, dar ne dă night vision. Și undeva pe aici, pe lângă sat, într-o gaură de genul ăsta, o să vedeți voi că există niște pietre un picuț schimbate. Iar uite aici. Iar pietrele respective sunt dintr-un dungeon din... There we go. Dungeon de pe lună. Trebuie să mergem aici, să trecem prin toate chestiuțele astea, să ne... Mă rog, voi puteți să scudați că nu faceți mare pagubă. Meteoric Iron, let's go! Let's freaking go, ăla da, îmi place la nebunie. În mod normal, ăsta ar fi al treilea lucru pe care ar trebui să-l găsim noi prin pe lună, practic. Fie îl găsim, cred că prin astea dungeon-uri, fie cred că o să-l găsim, greu de spus, dar cred că în teorie ar trebui să-l găsim și pe la suprafață, dacă bine țin eu minte. Și acum, în teorie, aici ar trebui să se spawneze boss-ul. Facem o treabă de genul ăsta. Așteptăm să ne revenim. Și aici apare... Ia dai. Evolved Skeleton Boss. La... What the heck? Și eu... Cum aș putea eu să te bat pe tine dacă tu mă iei în continuu în brațe? Ia de aici. Nevermind, mai trebuie încă o bucată. Bam! Ha-ha! Loser de gumă. Îi... E așa de fericit că a murit încât dansează? Ok. Și thank you for the key. Mulțumesc frumos. Tier 1 dungeon key. Hello. Îmi place asta. Bam. Și aici trebuie să venim să deschidem cufărul ăsta. Și în treasure chest-ul ăsta, bineînțeles că găsim fix niște bucățele de iron. Dar, direct NASA workbench de tier 2. Yeah! Băi, nici măcar nu trebuie să mai facem trade-uri cu gușterii ăia. Atât am vrut să aud. Avem direct un tier 2. Și acum tot ce trebuie să mai fac este să mai găsesc niște meteoric iron, fiindcă și deoarece pe ăsta o să îl... Ia uite, ceva de genul arată pe la suprafață, numai că trebuie să-l caut. Ăsta îl smeltuim și facem meteoric iron ingot. Ăsta îl folosim pentru a ne face upgrade la... În principiu, anumite
mașinării, aparent, sau îl folosim pentru a face compressed meteoric iron, pe care o să-l folosim ca să facem mai departe în journey-ul nostru rachetele de tier 2. Exact ce ziceam mai devreme, ca o bucățică de meteorit care pică pe lună. Uite așa arată, Fallen Meteor, și pe ăsta trebuie să-l spargem. Durează ceva aparent, e destul de tare, ești puternic, domnule, ești puternic. Și în momentul în care îl spargi, serios că îți dă numai o bucată de meteoric iron și eu trebuie să stau să caut multe, multe, multe chestii din astea. Până la urma urmei am luat calea dungeon-urilor și am reușit să adun 25 de meteoric iron și o grămadă de chestii de astea pentru workbench. M-am umplut de săgeți, mi s-o sparg casca și spăducă și restul bucăților de armură. Dacă vă vine să credeți, incredibil așa ceva. Totuși, o vorbă veche din bătrân spune, măi, decât să nu-ți ajungă, mai bine să ai mai mult, așa că am strâns mai mult un picuț și cred că a sosit momentul să ne aruncăm noi înapoi în camera noastră, sigură și oxigenată, aș putea să zic, dacă mi se permite gluma, și să mă arunc, unde trebuia să mă duc, aici, pac, să intrăm aici în partea asta. Mergem la NASA Workbench, aruncăm, de fapt nu stai, trebuie să dăm Next. Punem Moonbug-ul aici și dăm Unlock Schematic. Și acum am practic și Moonbug-ul aici învățat. După care o să punem un Tier 2 Rocket, Unlock Schematic. Și acum avem și Tier 2 Locket-ul. Tier 2 Rocket-ul învățat, uite aici, șef frumușel. Am găsit și una, două, trei, patru, cinci oil canister-uri. Care în mod normal cred că aș putea să le golesc acolo, uite așa, da, perfect, pentru că o să-mi trebuiască două canistre de genul ăsta să le folosesc la racheta noastră. Acum, din păcate, noi nu mai avem un, cum îi spunem, că am pe limba acum, băi că mi-ești piciorul, dice mi-ești pe limbă și nu vrei să ieși afară. A, ne mai trebuie încă un tank din ăsta ca să putem să facem aici oil-ul ăsta. Și între timp o să punem și astea la încărcat să își facă treaba. Avem un tank T-A-N, nu tab. E ok, ok, e bine. Ne-a luat tank până la urmă, dar e bine. Ăsta îl punem, uite, aici așa frumușel. There we go. Și o să trebuiască să facem treaba asta, să avem două chestii de astea la noi. Și acum pe ăsta trebuie să-l procesăm. Și ca să-l procesăm, trebuie să-l aruncăm undeva la prăjit, nu? Bam, 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 extraordinar, iot, e tie la el. Și putem să facem altceva din el, putem să facem sensor glasses, putem să facem un bloc și putem să facem un fluid manipulator. Nu cred că ne interesează în momentul de față fluid manipulatorul, așa că o să luăm noi tot iron-ul ăsta de aici, ne aruncăm înapoi în cămăruța noastră și probabil că o să păstrez 5 bucățele și pe astea alte o să le arunc acolo. There we go. There we go. Ăsta îl păstrez aici. Schematicurile putem să le băgăm aici fără nicio problemă. Tier 1 rocket-ul nu cred că mai am nevoie de el. Deci putem să-l aruncăm acolo. În schimb ce o să-mi trebuiască? G arond. G A L A G T I și C. O să mai am nevoie de unde asta? Și îmi lipsește, îmi lipsește chestia asta, ok. Facem încă unul de asta. Deci o să am nevoie de o chestie de asta. Să trebuiască un flint and steel nou, I guess. Așa că o să facem unul, repede, repejor. Bam. Bam. There we go. O să, da, salut telefon, bine te-am găsit. O să-mi trebuiască și o chestie de asta. Un năsuc de asta. Și o să am nevoie de încă 4 chestii de astea. 1, 2, 3, 4. Perfect. C, H, E, S, T. O să-mi trebuiască 1, 2, 3. Deși nu prea știu la ce pun eu storage la rachetă, dar by all means o să punem. Just for the fun of it. Și avem 20 de chestiuțe din astea. Ei bine, cu astea 20 de chestiuțe trebuie să facem 2 tier 1 boostere, ceea ce înseamnă că îmi trebuie 2 chestii de astea. Booster. Le boostă. Îmi trebuie yellow wool. Am posibilitatea să fac. Am de toate, fratele meu, aici. Am de toate, de toate pentru toată lumea. Suntem pregătiți, tun, să ne facem a doua rachetă de tier 2 cu care să zburăm pe Marte.
Da. Și ca să ne pregătim pentru vremea nasoală de pe Marte, adică călduri din alea infernale și alte chestii de genul ăsta, o trebuie să ne facem niște thermal padding pentru noi frumușel. Partea mișto este că nu ne înlocuiește armura și putem să o punem într-un alt slot cum ar veni de armură ca să ne țină de călduț. Și nu e chiar atât de greu de făcut. Ca să facem thermal padding-ul, armura asta de thermal padding, ca să zic așa, trebuie să facem doar niște thermal cloth care se face cu redstone. Împreună cu orice tip de lână, nu are nici cea mai micuță importanță ce tip de lână. Mi-am făcut o altă cască de dash, pentru că asta, din punctul meu de vedere, dă cea mai multă armură. Nu stă foarte, foarte bine la durabilitate, dar hei, în caz de orice, putem să intrăm repede în cămăruța noastră și să ne facem altă treabă de genul ăsta. Și acum ce aș putea eu să fac este chestia în felul următor. Să mă duc la tier 2 rocket, să fac asta, pac, pac, bam, tu acolo și tu acolo și avem tier 2 rocket-ul. Let's go! Yeah! Iar o am în cap. Hulk smash. Jesus Christ. Și trebuie să ieșim acum afară și să ne apucăm să punem fuel în rachetuța noastră. Nu cred că am cum să pun fuelul manual în treaba asta și cred că o să trebuiască să avem din nou un, cum îi spunem, un fuel loader sau ceva de genul ăla, dar cred că am unul la mine, dacă bine țin eu minte. Trebuie numai să ies din asta, să ies la suprafața lunii, așa frumos, încetișor, treabă bună, și ne plasăm într-un loc cât mai drept cu putință. Uite aici, spre exemplu, luăm launch pad-urile astea și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, parcăm racheta acolo. Și F, da, îmi trebuie neapărat launch chestia respectivă. Mă rog, fuel loader, nu launch. Launch nimic, fuel loader. F-U-E-L ar trebui să fie aici. Și pe lângă ăsta o să-mi trebuiască și un baterie, deci o să scriem un cell, uite așa frumos. Îl luăm pe ăsta de aici, îl parcăm pe ăsta aici, pe ăsta îl punem aici și îi dăm out. De fapt, output-ul deja e pe partea aia, perfect. Și acum dacă eu fac treaba asta, ar trebui în teorie, da, încetișor cu treaba bună se umple. Cât îmi umple o canistră de asta? Hai că-s curios să vedem. Nu-mi zice că dacă îmi umple 50% e genial. Pun două canistre de genul ăsta, cum le am aici în inventar, și umple mai mult de 50%. Zim că umple full. What? A, nu, 66%. Well. Destul de aproape, destul de aproape. Și mai punem încă una. Bam, aruncăm aici. Ok, perfect, perfect. Astea putem să le aruncăm înapoi în treaba asta de aici. Și cred că în momentul în care ăsta e plin, uite așa, perfect amundo, putem noi frumușel să ieșim de aici, dăm un F5 să ne aducă înapoi pe treaba noastră. Luăm jos bateria, hello. Dăm înapoi bateria, fratele meu, ce faci? Luăm și chestia asta și astea le punem aici așa în inventar. Salut, telefon! Bine te-am găsit! Intrăm în rachetuța noastră și cu space-ul ne luăm zborul către Marte, băieți! Și am ajuns din nou în orbită, dragii mei. Și dacă ne uităm aici, avem din nou Sol, Mercury. Mercury nici măcar nu-mi zice ce fel de tier de rachetă îmi trebuie, dar nici nu cred că vreau să ajung pe Mercur. Pe Venus îmi zice că îmi trebuie o rachetă de tier 3. Interesant. Overworld-ul nu mai are rost să mai discutăm, că... A, uite, pot să-mi fac un space station. Mă întrebe toate chestiile astea să le am în inventar. Man! Uai, ce tare! O să vreau să mă mai joc cu Galactic Craft-ul ăsta, I swear to God. Și acum noi vrem să ajungem practic pe Marte. Acolo ne interesează, nu? Launch. Landing balloons. Ah, ok, deci o să fiu într-un balon, nu trebuie să apăs nimica, nu? Boing. Boing. Și boing. Și boing. Boing. Și boing. Și boing. Și boing. 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 Ok. Am aterizat într-un balon. Cât de tare. Ce pot să zic? Avem racheta înapoi, avem launch pad-urile înapoi, dar cred că am uitat că nu pot să fac aici treaba asta. Păcă mi-aș piciorul. Trebuie să-mi iau ăsta, să-l pun aici pe jos. Și cred că acum aș putea să vă arăt de fapt ce am făcut și pe celelalte lumi, ca să pot să accesez toată schemuța asta. M-am pus frumos și am făcut așa. Dacă dăm un click aici și scriem
NETW. O să craftăm un network transmitter, o să craftăm un network receiver și o să craftăm un network card. Avem network transmitter-ul, perfect. Ăsta o să vină parcat, uite, dacă pot să intru aici sus, în loc de cablul ăsta. Deci, bam, spargem cablu, punem transmitter-ul. Extraordinar, domnule, extraordinar. Acum scriem aici NETW. Luăm network receiver-ul, luăm și network card-ul și o să ne trebuiască o antenă. Pentru aia o să ne trebuiască un advanced processor. Craftăm unul și dacă scriem wireless, așa, ăla-i. Putem să facem chestia asta. Ba, și ne-am făcut wireless antena-ul. Acum ieșim din camera noastră, așteptăm 5 secole până când se încarcă lumea, fiindcă așa e modelul pe mod pe curile astea. Perfect, suntem pe Marte. Hello! Hello, balloon! Și aici, frumușel, o să spargem noi blocul ăsta, o să parcăm ăsta, dăm un shift-click dreapta pe treaba aia, punem aia sus, punem și antena acolo, intrăm înapoi aici și ne ducem la receiverul ăsta și parcăm antena înăuntru. Acum noi când ieșim de aici o să avem posibilitatea, bineînțeles, să folosim chestia asta pe oriunde în lumea asta, fără să ne mai batem capul și fără să mai avem nevoie de asta pe jos pusă. Treci aici, bată-te norocul să te bată. Acum pe Marte, din câte știu eu, găsim chestii de-astea care se numesc Blue Slime Egg. Hello? Pot să-l numesc. O să-i pun numele Gigel. Ok, mâncarea lui preferată este un repeater. O să mă ajute ăsta pe... Să nebunesc, așa ceva n-am văzut în viața mea. Tu ce ești? Yellow Slime Egg. Deci pot să iau și... Pe tine o să ne te numim... Franzeluță. Și mâncarea lui preferată este raw fish. Super. Ce pot să zic? Cât de drăguț. Trebuie să căutăm aici două, tot așa, un dungeon. Aia ne interesează. Chiar două dungeon-uri, dacă stau bine să mă gândesc. De fapt, nu două, stai, unul singur. Dacă nu găsim ce ne trebuie în primul, trebuie să mergem în al doilea. Și cred că aici pe Marte putem să minăm Galactic. Ar trebui să putem să minăm Dash. Dar oricum Dash noi putem să facem, așa că nu este neapărat o chestiune necesară să minăm Dash-ul respectiv. Însă trebuie să găsim dungeon-ul ăla și trebuie să văd eu pe unde Dumnezeu o să-l găsesc. Bănuiesc că tot așa o să mă ridic în ceruri, cum am făcut și până acum, și o să merg și o să-l caut de aici de sus cumva. Să fie acesta oare un dungeon? Așa pare. Așa pare. Acum vreau să văd eu unde găsesc Mars Stone-ul ăla. Found it. Îmi trebuie 10 bucăți, parcă nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O venit și slime-ul după mine? Cred că nu, nu s-a mai teleportat ea. 7, 8 și 9 și cu tine 10. Ha! Am primit quest-ul. Caz de aici, nu mai avem nevoie de voi. Este timpul să încălecăm dungeonul acesta. Ia. Never mind. Stai un pic să vedem ce. Tin or și tu erai iron or. Ok, deci pe Marte putem să găsim iron și tin și putem să găsim dash or. I shall take this. Why the heck not? Why the heck not? Ok, și ăsta e dungeonul, să înțeleg. Totu-i beznă, trebuie să mâncăm un răhățel din nou ca să se facă lumină în viața noastră. Cine s-ar fi gândit că rahatul ne face lumină în viață? Aha, paianjen spațiali, schelet spațial, nu că ne-ar interesa foarte tare, zombi spațiali, un cufăr aici care s-ar putea să mă intereseze un pic pentru că are niște chestii interesante. Bun, am plecat mai departe. Cască de dash, armură de dash, why not, I shall take that. Ok, alte scripere și schelet și alte chestii. Aici ce avem? Fragmented carbon. Nu știu ce faci cu ăsta, dar o să-l iau. Și ăla o să-l iau. Și pe tine o să te iau. Pleacă de aici, scheletul, dă pace. Lasă-mă să-mi trăiesc viața liniștit. În pace și în liniște. Și bănuiesc că aici... Aici e boss-ul. Au.
Au. Au. Aparent la asta din ce am văzut trebuie să îi dai cu ăla. Jucăm tenis cu Simona Halep. Ia-o pe asta. Și pe asta. Și pe asta. Și opa, pe aia nu. Ia-o pe asta. Și pe asta. Și pe asta. Și pe asta. Și pe asta. Mamă, dar-s bun. Orice serv îmi dea, aproape. Nu chiar. Mai ratez și eu unele. Ia te uite, bă, băiatule. Bă, să-i mai ușor decât ălălalt. Bossul celălalt te lua în brațe. Trebuia să stai. Bine, dacă aveai un arc, adevărul e că făceai treabă și cu ăla. And there we have it. Și de astea nu cred că vreau să mă ating, că sunt creeper eggs. Ia. Eu. Chiar era necesar să faci așa de urât? Întreb și eu numai. Chest-ul. Let's go! Cât de easy și rapid a fost. Bam. Poc. NASA Warbench. Tier 3 rocket. Let's go! Yeah. Atâta. Sharpness 3. Bine, tati. Avem sabie mai șmecher acum. Mă rog, o să avem sabie mai șmecher acum. Atât am vrut să aud, fratele meu. A, aici s-o spart din cauza că creeper, așa-i? Da. Cât de faină chestia asta de aici. E... ce e asta, două? Mars Dungeon Brick. E faină. Îmi place. Dar nu o să iau. E frumoasă, îmi place, dar nu o să iau. Salut, beții. Am plecat. Ceau, ceau, pa, 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 pa. Măcar nu ne-a luat foarte mult damage aici. Asta e de bine. Și am luat-o și am găsit și din prima chestia aia. Aia mă face și mai, și mai, și mai fericit decât aș fi putut să fiu până în momentul de față. Perfect. S-a ieșit la suprafață pe timp de noapte, din păcate și din nefericire. Vreau să-mi plasez undeva asta. Uite aici o să o plasez și o să intru înăuntru. Să nu-mi bat capul cu toți monștrii spațiali care există pe acolo. Măi, pe tine, pe tine și pe tine, pe tine și pe tine și pe tine și pe mine aș merge... Ups, nu la vaci. Mă scuzați, doamnelor, n-am vrut să intru peste voi. Aici aș vrea să merg. Și să vedem cât de mult îmi ia pe sabia asta. Mi-a numai 9 levele ca să-mi pun leech și sharpness. Și cred că leech, dacă ține-o bine minte, am mai avut pe aici, pe undeva. Cred că am mai găsit o carte pe lună cu leech sau așa ceva. Deci 9 nivele, am zis. 1, 7, 8, 9. Perfect. Băgăm sabia, bam, bam. Avem o sabie mai șmecheră un picuț. Și hai să căutăm și celălalt. B, B, O, O. Așa. Avem aici sharpness-ul, nu ne interesează. Asta nu cred că putem să o folosim, din păcate. Cred că mi-au zis că e too expensive ultima dată când am încercat schema asta. Așa țin eu minte. Da, mi-au zis too expensive, clar, clar, clar. Ei nu se pune prea. B, O, O, C, din nou. Și aici ar trebui să am undeva, uite la leech 4. There we have it. Câte nivele îmi ceri? 11. Nicio problemă. Avem de une 11 nivele, ia să vedem, 9, 10, 11, pam, pam, pam. Și liciul ăla cred că e un fel de lifestyle, adică pur viața mobilor sau ceva de genul ăla. Mă gândesc eu că din ce țin eu minte în celelalte mod pack-uri pe care le-am mai jucat de-a lungul vieții mele, cred că liciul ăla îți dă opțiunea respectivă. Acum trebuie să intrăm aici, să dăm next, next și next. Punem asta aici, unlock schematic. Și avem tier 3 rocket-ul învățat. Acum pentru ăsta o să fie un pic mai complicată treaba, fiindcă trebuie să facem foarte multe heavy duty plate-uri din astea. Și heavy duty plate-urile se fac cu compressed dash. Compressed dash, bineînțeles că avem, nu se pune problema. Deci îmi trebuie 3 aici. O să-mi trebuiască alte 10 pentru asta. După care o să-mi trebuiască... Compres titanium. Și de unde naiba fac eu roz de titanium, fratele meu? Îl merit. Bine, dar pot să-l fac și cu heavy duty plate-uri, știi? Da, întrebarea este, mai am destul compressed meteoric iron ca să fac 4-8 chestii de-astea? Dacă nu, de unde fac roz eu de titanium? De pe ce planetă? De pe ce planetă? Hai de pui mei. Cred că trebuie să mă duc pe ceva meteorit. Sau găsesc pe Marte chestia asta oare? Da. E mai greu un picuț decât mă așteptam. Oh, și stai, că așa. Că nu așa. Că mai trebuie încă 8
încă, îmi trebuie încă 8 bucăți de compressed meteoric iron ca să pot să-mi fac încă două tier 1 boostere care le-au altes consumate. Oh, god damn it. 3 secole mai târziu am reușit și eu să-mi adun toate materialele necesare pentru a face racheta de tier 3. Doamne, a fost un chin. A fost un freaking chin, nu am de ce să vă mint. Așa că o să punem toate astea aici și probabil că... Da, hai bă, că ar fi bine să... Ar fi bine totuși să luăm și storage. O să opresc chestia asta să nu mai arate, să nu mai arate hitbox-urile. Am pornit hitbox-urile fiindcă și deoarece de fiecare dată când o bucățică de meteorit or something like that cade pe Lună sau pe Marte sau pe orice altă planetă de genul acesta, creează o micuță explozie și atunci ar să sparg blocuri pe lângă ea. Dar a fost mult mai eficient, în loc să caut moon rock-urile respective sau whatever, a fost mult, mult mai eficient să mă plimb prin dungeon-uri pe Lună. Așa că m-am întors pe Lună și m-am plimbat prin dungeon-uri până când am găsit tot, cum îi spune, tot meteoric iron-ul ăsta pentru a putea face chestia asta. Și o trebuie să fac și asta, o trebuie să fac și armura asta la altă, isothermal whatever de tier 2, fiindcă aparent dincolo pe Venus o să fie și că un picuț mai harsh treaba. Asta se face destul de ușor, o trebuie să luăm doar thermal cloth-ul ăsta care se face așa și o trebuie să-l facem cu dash ingot ca să obținem isothermal fabric-ul ăsta și cu isothermal fabric-ul respectiv am putut să ne facem, unde ești măi, armura asta de tier 2. Acum că suntem cu aia pe noi, toate-s bune și frumoase, ne mai trebuie KHST. Dacă tot suntem aici să facem această rachetă, hai să facem cum trebuie. Dar nu aici trebuia să mă luat tier 3, there we go. Bam, 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 bam și bam. Aleluia. Avem și racheta de tier 3. Suntem cineva, aș putea să zic, păi asta arată altfel, domnule, adică, altceva aș putea să zic. O să punem deocamdată aici în inventar, fiindcă o să trebuiască să ies de aici înapoi pe Lună, în peștera asta vieții, să ne spargem noi chestiuța asta și să schimbăm pickaxe-urile, după care să ieșim de aici. Mi-am făcut între timp și un arc ca să bat mai ușor guștirii ăștia. Am găsit prin cuferele astea un Infinity, un Withering și un Unbreaking 2 și am făcut un Electrum Reinforced Bow, fiindcă Electrum știam că aveam cu tonele, așa că nu... s-au bubuit unul pe altul. Așa că nu trebuia să-mi fac grijă de chestiile aia. Oricum, aș fi putut să fac din diamant, dar sincer să fiu cu voi, diamante încă strâng și adun pentru quest-ul cu diamantele. Trebuie să facem 500 de blocuri de diamante și încă n-am ajuns. Încă n-am ajuns aproape deloc de chestia respectivă. În schimb, ce am terminat este quest-ul cu răhățelul. Quest-ul cu răhățelul l-am terminat, am scăpat de el. Mai avem ăsta cu diamantele și practic ăsta. Ăsta cu Venusul, unde trebuie să adunăm soft rock, aparent, de pe Venus. Ceea ce nu cred că o să fie chiar atât de greu din punctul meu de vedere. Facem treaba asta, uite așa, bam, bam, bam și bam. Punem rachetuța acolo. Oh, 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 oh. Da, altceva, domnule, altceva. Punem ăsta jos aici, plantăm chestia asta aici. There we go, 100% fuel. Sar din rachetuță jos. Așa, ia să vedem, tu mai ai pe aici niște fuel, mai ai un picuț, dar nu ne interesează neapărat chestia aia. Luăm asta, treci la tăticu. Ce frumos se vede pământul. Îmi place, sincer, pe Lună îmi place cel mai mult. Marte, meh, nu era chiar așa de rău, dar se putea și mai bine. Intrăm în rachetă, îi dăm un space. Aia zic, ne-am luat zborul. Mamă, fii atent ce thruster are asta, ce jet de foc sau ce-o fi ăla are în spatele ei. Wow, 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 wow. Interesant. Și cu asta ar trebui să putem să ajungem pe Venus. Fie că e vorba de pământ, fie că e vorba de Lună. Deci Venus, nu? Venus este ultima noastră destinație. Aseralte nici nu ne zic nimica de tier-urile aseralte. So, Venus, we shall come and visit you. Nu știu dacă trebuie să batem pe aici ceva boss sau dacă sunt ceva boss pe Venus. Mă rog, dungeon-uri. La fel cum a fost pe Marte și pe Lună, bănuiesc ar trebui să fie, fiindcă, ok, suntem într-un entry pod,
și nu-mi zice să apăs niciun space sau ceva. So that's good. Bănuiesc că ar trebui să fie și aici ceva dungeon-uri cu ceva boss. Însă, din ce am văzut eu din questline-uri, nu trebuie să ne batem cu niciun boss și cu nicio chestie, așa că venim aici, țac-pac, furăm niște pământ, ne-am cărat înapoi și aia este. Nu trebuie să stăm să ne batem noi capul, să vedem cu cine ne... avem și parașută! Măi, nu-i rău deloc moderat modul ăsta de Galactic Craft. Modul ăsta Galactic Craft nu-i deloc modelat rău, I swear to God. Bun. De aici avem chestia asta, plus că o să luăm noi... ok, deci trebuie să intru. Am vrut să iau fuel-ul de aici, să nu ne mai batem capul, dar cred că aș putea să fac treaba aia așa scurt pe doi, după ce îmi colectez eu roca mea. Cred că... Venus Soft Rock, da, ăsta ar trebui să fie. Uite aici. Badabim, badabum, cât avem strâns până acum? 6 bucăți. Cu tine 8 și cu tine 10. There we go. Putem să le aruncăm acolo, să nu ne mai bate în capul cu ele. Așa. Gata, mă, am terminat și quest-ul ăsta. Ia uite, furtună. Ăsta este gata. Primul completed. Al doilea completed. Al treilea completed. Ăsta de aici cu extreme agrofobia completed. Challenge-urile. Mai avem treaba cu diamantele. O să fie greu cu aia. O să fie, mă rog. Vai de pui mei. La revedere, Venus. La revedere, pământ periculos care ești. Oh, dragule pământ, cu verdeața și apa ta. Here I come back. Serios că mă dă cu parașuta? Și lângă mine cade un cufăr sau ceva, tot cu parașuta. Ok. This is interesting. Deci în loc să cad cu ceva pe pământ, am căzut cu parașuta proprie. But that's something. Îmi trebuie o căscuță, deci că a mea s-a spart. Bineînțeles că vine un creeper direct să mă întâmpine, adică un fel de bine ai venit acasă, prietene. Dar ce facem aici? Ia pleacă și tu de aici, mă. Adică ăștia. Bătăiță la curuțul vostru. Unde mi-au aterizat cu... uite aici. The Little Pod. Cu rachetuța mea și cu restul chestiilor pe care le avea înăuntru. Here we go. Ăsta se poate sparge. Și mi-l și dă. Avem un paracest. Partea bună este că odată ce am terminat cu questurile dedicate plecării noastre pe Lună și pe Marte și pe alte planete de aceste genuri, mai rămâne doar cu questul dedicat diamantelor și încă o chestiuță ar trebui să mai facem noi după ce termin treaba asta cu diamantele. Și din fericire am stat câteva zile AFK pe aici ca să reușesc să strâng cele 500 de diamante, 500 de blocuri de diamante, mă scuzați. Și acum o să le luăm noi pe toate de aici așa frumos și o să plângem după ele pentru că, din câte știu eu, quest-ul ăsta o să ne mănânce toate diamantele. Yes, ai durere. Che dolor! Che dolor in le suflet! Și acum că am terminat challenge-urile, nu pot să închei o serie de Minecraft fără să bați dragonul, nu? Așa că o să ne intereseze cum ajungem noi în End. Și în End, din câte știe mușchiulețul meu, numit creier, putem să ajungem cu un End Cake, care se face dintr-un cake, ceea ce în mod normal ar trebui, în teorie, să avem noi. N-avem zahăr. Și aparent trebuie să facem niște End Crystal-uri. De unde Dumnezeu fac eu rost de Ghastier? O să trebuiască să plec în Nether pentru Ghastier? Soul Sand. Well, pare să că dintr-un stack de Soul Sand am reușit să facem și 3 bucățele de Ghastier și cred că nu aveam nevoie de mai mult de atâta pentru a face 2 End Crystal-uri, nu? Una cu tine și cu tine avem 2. Astea le putem pune acolo și în momentul de față, dacă dai o click pe ăsta și fac asta, ar trebui să avem toate ingredientele necesare pentru a face un tortuleț. Întrebarea mea este totuși, trebuie să-mi fie foame ca să pot să mănânc tortulețul acesta? Astea pot să le pun aici și tortulețul nostru, unde să te punem noi pe tine? Punem aici.
O să mănânc, clic dreapta. Nu, trebuie să-mi fie foame. Ai. Hai să ieșim din lumea noastră o secundă. Să dăm câteva ture de teren pe aici. E, și acum că am fost bătut de toți banii și mi-au scăzut hungerul. Se pare că ai de capul meu câte săgeți am în cap și în alte chestii. Armura 99, 12, ar trebui să fim în regulă, nu cred că ar trebui să fie probleme. Mă gândesc eu. Și că putem să folosim asta să ajungem aici sus, să halim o bucățică de tort. Și în teorie ar trebui să ne teleporteze în... O durat un pic. Să ne teleporteze ne la dragon. Cam aia era schema. Și acum, prietene, tu, în teorie, ar trebui să-ți iei bătaie de la mine. Aoleo, câtă gălăgie! Și ultima bucată, ăla e! Tu, de ce vrei să fii rău cu mine, prietene? Că nu înțeleg. Mamă mia! Mamă mia, deci gălăgia pe care o face acest dragon în momentul în care îl ucizi. Mother of Jesus, n-ai văzut așa ceva. Well, nu m-aș fi gândit că în momentul în care eu o să omor dragonul, o să mă teleporteze înapoi în cubulețul ăla unde trebuie să scriu Team Island, My Island. Și în momentul în care scriu My Island o să mă dea aici în junglă și eu nu o să mai știu unde îmi este mașinăria de... mașinăria mea compactă. Oh, wow! Wow, fenomenal! Ce pot să zic? Un final extraordinar, doamnelor și domnilor, pentru călătoria noastră în Compact Claustrofobia. Un final fantastic în care noi ne-am pierdut mașinăria în care am început să ne construim camera în care am început să ne construim toate mașinăriile. Însă, dragii mei, aceste lucruri fiind spuse, aici o să se încheie mica marea noastră serie, aș putea să zic, de Compact Claustrofobia. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine de-a lungul seriei și o să ne vedem, cu bine sper eu, în următoarele episoade din Minecraft modat sau Minecraft Vanilla sau, cine știe, poate chiar și alte jocuri. Până atunci, să aveți grijă de voi. V-am pupat. Ciao, les!